Dragi călărășeni, mă dulce minte atunci când spune că a promis și a realizat ceea ce vedeți astăzi în călărașul nostru. Proiectele au aparținut fostei administrații liberale, fosta administrație care le-a și câștigat, deci le-a servit pur și simplu pe tavă, deja finanțate lui Mădulce, care se laudă astăzi cu ele. Mai mult decât atât, Mădulce nici măcar nu a promis că le va realiza în campania trecută, pentru că, la data respectivă, nega importanța lor și faptul că ele erau deja finanțate. Uitați aici, centrul pietonal al municipiului Călăraș, la nivel de detaliu de mobilier, într-o imagine expresivă. Pe ultima pagină a pliantului se găsesc toate proiectele care au fost câștigate de către fosta administrație liberală. Acesta este adevărul, dragi călărășeni, trebuie să-l spunem de fiecare dată.